Reprezentanții bisericilor participante la octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor din Brașov au anunțat programul pentru octava ecumenică din următoarea perioadă. Principala temă aleasă în acest an este din Vechiul Testament și face referire la corectitudinea și solidaritatea de care fiecare ar trebui să dea dovadă. Ea militează pentru dreptate, pentru dreptate socială, bineînțeles și pentru cea în justiție. Sunt probleme mari între săraci și bogați. Este un proverb la ei care spune că într-o șură plină cu saci de orez moare șoarecele de foame. Toți creștinii sunt invitați la această octavă de rugăciune. Restul bisericilor istorice din Brașov, în afară de Biserica Ortodoxă, care acum 2 ani, deci acesta este al treilea an, de fapt, la care nu participă preoții la octavă. Banii strânși anul acesta vor fi donați Spitalului de Copii din Brașov.